Dumnezeu ne pune la încercare loialitatea față de El. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Exodul capitolul 17 cu versetul 1. Prin porunca lui Dumnezeu, copiii lui Israel au fost aduși la Refidim, un loc lipsit de apă. Cel învăluit în stâlpul de nor îi conducea și prin porunca sa clară li s-a spus să poposească în acel loc. Dumnezeu știa că la Refidim nu era apă și i-a adus pe israeliți aici ca să le pună la încercare credința. Dar cât de puțin s-au dovedit ei a fi un popor în care el să poată avea încredere. El li se descoperise iar și iar. El îi nimecise pe toți întâi născuți ai egiptenilor ca să îi izbăvească și îi scosese din țara robiei lor cu braț puternic. Îi hrănise cu hrana îngerilor și le promisese că îi va duce în țara făgăduinței. Dar acum, când au întâmpinat dificultăți, s-au răzvrătit. Nu au avut încredere în Dumnezeu și s-au plâns că Moise i-a scos pe ei și pe copiilor din Egipt ca să-i lase să moară de sete în deșert. Mulți oameni din zilele noastre cred că atunci când încep viața de credință, vor fi scutiți de orice lipsuri și dificultăți. Însă oricine își ia crucea și-l urmează pe Hristos, ajunge în experiența lui la momentul Refidim. Viața nu este alcătuită numai din pășuni verzi și izvoare răcoritoare. Dezamăgirea ne copleșește. Apar privațiunile, circumstanțele ne conduc în locuri dificile. Pe măsură ce înaintăm pe calea îngustă, făcând tot ce putem mai bine, credem noi, observăm, că suntem amenințați de încercări cumplite. Atunci, mustrați de conștiință, ne gândim că, dacă am fi umblat cu Dumnezeu, nu am fi suferit niciodată atât de mult. Însă în vechime, Domnul și-a dus poporul la Refidim și poate să aleagă să ne treacă și pe noi pe acolo, ca să ne pună la încercare credincioșia și loialitatea față de El. În îndurarea sa față de noi, El nu ne așează în locurile cele mai ușoare, pentru că dacă ar face așa, am ajunge să fim mulțumiți de noi înșine și am uitat că Domnul este sprijinul nostru la vreme de nevoie. Dar El vrea să ni se descopere în situațiile de urgență prin care trecem și să ne dezvăluie bunătățile îmbelșugate pe care le avem la dispoziție, indiferent de împrejurările în care ne aflăm. Iar dezamăgirea și încercarea sunt îngăduite să vină asupra noastră ca să ne dăm seama de neputința noastră și ca să învățăm să chemăm pe Domnul în ajutor, ca niște copii care merg la Tatăl lor pământesc când sunt însetați și flămânzi. Tatăl nostru ceresc are puterea de a transforma stânca cea tare într-un izvor răcoritor și înviorător. Nu vom afla decât atunci când îl vom vedea pe Dumnezeu față către față. Câte poveri a purtat în locul nostru și cât de multe poveri ar mai fi purtat dacă le-am fi adus la El cu o credință copilărească. Amin.